o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Cu un palmares de sute de roluri și peste 30 de filme, interlocutorul nostru de astăzi nu se consideră o vedetă, ci declară: îmi place teatrul, nu mă ador pe mine în teatru. Dragi prieteni, bună dimineața! În mod cu totul neașteptat, invitatul meu din această sâmbătă declară: dacă nu aș fi fost actor, probabil că m-aș fi făcut hoț de buzunare. Nu ca să fur, ci pur și simplu din curiozitatea de a ști ce poartă alții cu ei și ce duc mai departe. Dacă n-ați recunoscut interlocutorul în această schiță de portret, vă spun că astăzi cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun se află maestrul Florin Zanfirescu. Bună dimineața și bine ați venit! Să râd. Păi și eu am râs când... și eu cândva o prostie. Da, dar nu e o prostie, e... Nu, că are un substrat. Păi are un substrat. Coț de buzunare în sensul că eu posed... Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Maestre, ce să ne aducă? Un cappuccino cu cofeină. Și mie ca de obicei. La fel, mulțumesc! Mulțumesc! Mă gândesc așa să ne întoarcem la buzunarele astea, să știți că da, eu mi le-am cusut special. Că nu, aș fi fost tentată să le întoarcem pe dos acum, să vedem fiecare ce are. Dumneavoastră, una din lecțiile noastre de actorie așa, de pe vremuri, era... Și rămâne valabilă că în timp ce construiești un personaj, lucrezi, repeți, da, așa trebuie să știi până și ce are el în buzunarul stâng. Deci, proces verbal, ce aveți în buzunar? Nu trebuie să arătați, doar să mărturisiți. În buzunarul stâng n-am nimic. Așa, l-ați golit adineauri, am văzut. Da, eu la gunoi. Am cheile de la mașină în buzunarul de. Dar nu, în general trebuie să știi intimitățile lui, ale personajului. În sensul ăsta... Că eu am o curiozitate din naștere incredibilă. Incredibilă, o curiozitate bolnăvicioasă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, ce căni frumoase! A, stai că n-are zahăr. Deci trebuie să intri în intimitatea personajului. În sensul ăsta am zis eu că m-aș fi făcut hoț de buzunare. Nu că, că nu-mi place povestea. Dar îmi plăcea, de exemplu, când eram student, veneam foarte mult pe jos la cămin, întârziam noaptea, atât nu aveam bani de taxi. Și veneam pe jos așa și foarte interesant pentru mine erau ferestrele de la demisol, unde locuiau oameni. Da. Și alea la care puteai ajunge fără să faci efort. Pentru că mă interesa ce se petrece dincolo de fereastra aia. Nu se petrecea cine știe ce. Vedeai niște oameni mâncând. Dom'le, dar era un film. Puteai să stai să te uiți cum mănâncă omul ăla. Cum mănâncă el, neștiind că e privit. La fel, poți să stai, de exemplu, eu am pus camera video și am filmat intrarea, stăteam cândva pe Dinicu Golescu, filmam intrarea de la gară. Intrarea. Da. Și am lăsat camera video acolo să meargă 3 ore. Ca să vedeți oamenii cum vin la gară. Și când, păi nu, dar ce povești sunt. Eu am uitat-o 3 ore. A venit cineva pe la mine și am uitat. Și după aia zic, asta-i. Și am băgat caseta, zic, să văd ce a venit. Ăsta era pe la mine, era un prieten, un coleg. Și se uită, se uită, zice, stai mă, stai. Zic, bă, uite ce au filmat. Stai mai, mai lasă, mai lasă. Dar de ce? Păi nu vezi ce se întâmplă? Nu! A! Și după aia am început să văd cum a venit o femeie, fată, nu știu ce era, cu bagaj, să ia un taxi, cum i l-au suflat de sub nas, o dată, de 2 ori, de 3 ori, cum s-a enervat săraca, fără vorbe, că n-auzeai nimic. Dar era un film neorealist, perfect, 3 ore de nu te puteai desprinde de ecran. Înțeleg așa de bine ce-mi spuneți, maestre, pentru că acum, transferând toată povestea asta de voyeurist, că toți suntem voyeuriști până într-un fel, până da, într-un fel, nu v-ar fi ieșit atât de bine rolul ăla din Filantropica lui Caranfil, păi acolo, cu, poetul, exemplu, cu poetul Gării de Nord, dacă nu vedeți? Eu am avut un model, nu? Adică nu știe lumea, dar nu seamănă cu el. Dar era în capul meu un model. Modelul era Ceabi Zaharia.
Ceabi Zaharia, care era un cântăr, a murit săracul. Știu un pic de el, era iubit de unii și de alții. Păi, dar nu că avea fani, cânta, compunea extraordinar. În Nunta de Piatră e numai vocea lui și muzica lui, în Țapinarea lui Cărmăzan. Și mie îmi plăcea foarte tare. Aș fi vrut să fiu ca el, așa, nu puteam. Da, când am făcut Poetul Gării de Nor. Și am citit scenariul și am citit. Mi-a apărut Ceabi Zaharia, zic, asta e. Dar n-am zis nimănui că nu trebuie să spui regizorului. Uite, vreau să-l imit pe Ceabi. Ăla cine știe ce imaginări și-ar fi nu, să nu faci așa ceva. Și eu n-am spus, ai, normal. Și am început să... Și când ziceam acolo, o, prietena mea, nu știi tu. Era cu diaconul, scena aia cu Ion Susai. Și l-am întrebat pe care am filmat, cine e Ion Susai? Zice, e un prieten al meu de la Iași, nu știi tu. Deci fiecare avea prietenul lui secret fiecare și nimeni avea nu spunea. Sub textul lui. Mărturisirea asta mă duce la o alta foarte frumoasă. Când a zis așa de curând, de la o vreme încoace ne adunăm în grupuri mici și încercăm să recreăm împreună un fel de rai. Cam asta facem noi doi acum și pentru cei de acasă care Sper. Se uită. Eu m-am speriat de întâlnirea asta. De o săptămână stau speriat. Nu pot mă să gândesc cred. Noaptea nu pot să ce cred. Să fac, pentru că ți-am văzut emisiuni și mi-au plăcut foarte mult. Și am zis, dom'le, nu e o emisiune pentru mine, pentru că trebuie să fac o mărturisire. Niciodată eu nu m-am considerat intelectual. Noi suntem artiști. Artiștii pot să afirme orice și dacă o fac artistic e capodoperă. E foarte frumos ce spuneți. Pot să picteze orice, inexistentul. Uite la Dali, uite, nu copiază natura. Uite la Petru Lucaci, vedeți ce avem aici, niște simeze improvizate, vă plac? Sunt trei panouri la care o să revin. Sau poate să spun totul acum, că tot veni vorba. Pune tot știți? Acum. Spun totul acum. Ei, omul ăsta minunat, care e tânăr, abia de a trecut de 60 de ani, e președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, uh-huh. E profesor la Universitatea de Arte și face de toate cu mare talent. Și gravură, și sculptură, și obiect, și desen. Până și New Media și Happening a învățat să facă. E plin de talent, mustește de talent. Mi-aduc aminte că acum vreo 10 ani i-am văzut la Paris, nu mai știu dacă o personală sau o expoziție de grup, care se numea chiar așa, L'autre est le même, o minune de expoziție, veneau francezii să o vadă și, dragi prieteni, trebuie să vă spun că după aceste trei lucrări ar fi bine să vă duceți până la sfârșitul lui octombrie. Petru Lucaci are o personală la Muzeul Contemporan de Artă și lucrările pe care le-am adus aici să le admirăm împreună fac parte dintr-un proiect independent cu care Petru Lucaci se va duce la sfârșitul anului la Chișinău. Faptul că artistul este interfața timpului său o dovedește din plin unul dintre ciclurile semnificative din creația lui Petru Lucaci. Dincolo de Wikipedia, este conceput ca un jurnal-analiză în care sunt marcate cu alb și negru lumina și întunericul, speranța și deznădejdea, zona iradiantă a ființei noastre, angoasele și tenebrele ei. Încărcătura metaforică, mistică, socială a termenilor transcede granițele artei, relevând umbrele și luminile vieții noastre. O lume fără linii de contur, o lume doar a contrastelor. Oare nu aceasta este lumea în care trăim? Clar-obscurul devine o modalitate de redefinire artistică a unei lumi incerte, nedecise, mereu în căutare de ceva și cineva, o lume a celor de la margine, de la periferie, a celor în căutare de lumină sau fugind dinspre lumină. Clar-obscurul secolului 21 devine astfel, pentru artist, mai mult ca oricând, un mod de a participa la discursul public, de a fi prezent, de a lua atitudine, de a protesta, de a se revolta și nu doar de a-și demonstra veleități și abilități artistice.
V-am văzut în 88 în Iacobul lui Daneliuc, de pildă, ce rol, dacă ați fi fost în America, pentru rolul ăsta care are cât 50 de secunde. Cam nu? Așa, un minut. Ați fi luat un Oscar de rol secundar, garantat. Pur și simplu un sinucigaș miner, bietul de el, cu dinamita într-o mână și cu mămăliga în altă mână, mâncând ultima lui pornire. E foamea, disperarea și foamea cu care mănâncă. Ce mâncați? Tocăniță de ciucă? Varză? Varză. Nu mi-am dat seama ce era în blindul ăla. Nici nu conta. Varză călită, mânca. Nici nu conta. Și mânca de frica morții, pentru că el avea explozibilul aici. Frumos era compus, Daneliuc era magistru în general. O secvență, repet, care ar fi luat încă un leu de aur, ca să mă duc la alt rol care îmi place, la Ionul ăsta din Năpasta, pentru care în Italia v-au premiat și eu cred că Alexa Visarion s-a umflat în pene pe drept cuvânt. Dar merita leul de aur, da, la Arezzo, orașul lui Petrarca. Lui Petrarca. Spun tot timpul asta, pentru că eu nu auzisem înainte de Arezzo. Italienii știu ce e Arezzo, dar nu știam. Și acolo am văzut, în casa aceasta s-a născut și a trăit Petrarca, marele poet italian. Da. Deci, ca să închei, că începusem ceva, eu nu mă consider intelectual, mă consider artist și artiștii au dreptul, eu nici profesor. Am predat 40 de ani la facultatea de teatru. Urma să spun acum. Și mi se 40 spune, la catedră, 8 ani la rectorat. Da. Și mi se spune, domn profesor, acum, cum să-mi zică oamenii, studenții, ce să zic? Dar le spun lor, bă, noi nu suntem profesori, noi suntem antrenori. Foarte frumos. Știți cine zicea așa? Antrenor cultural, Noica, zicea. L-am foarte cunoscut mult pe Noica, i-am fost în grații, ca să zic așa, am fost la Pătiniș, am fost, ne-am... Și m-a întrebat odată, dumneata, ce tot vrei? Păi, ce să vreau? Zice, actor, ești, ți-ai dorit? Da. Cunoscut, ești vedetă, ești rolul, faci filme, faci ce mai vrei. Nevastă frumoasă ai, ce mai vrei. Păi zic, am o neliniște din asta inexplicabilă. Am o neliniște așa. Și continuă. Așa. O căutare continuă. Da. Dar să văd ce-o fi dincolo, să văd ce-o fi în... Am stricat toate jucăriile când eram mic, nici n-aveam multe. Să văd ce e înăuntru, ce e în ea. Cum... Cel mai grav a fost cu caleidoscopul, care făcea niște flori și niște imagini incredibile. Și odată stricat a fost. Nu se mai poate repara. Știu. Și mama a zis, ai grijă că odată ți-l cumpăr. M-am băgat sub pat și l-am tras de hârtiile alea și mi-au ieșit un pumnișor de cioburi, cred că din funduri de sticle de bere. Sparte așa cu ciocanul, erau mai mici. Erau vreo 3 cioburi. Dumne, și am fost atât. Nu trebuia să aflu. Ce odată, dezamăgire, nu? Păi cea mai mare am avut odată când a venit circul Doace. Un personaj care că era circat la noi în Călimești, eram prin clasa 5-a. Și a făcut în piața, mare, piața orașului. Da? Nu era mare, nu era piață de legume. Dar avea un locșor acolo și a pus el un cort. Și era un leu intrarea și intrau vreo 10 copii, atât. Asta era când? Cam prin anii 60 ai României, păi, cam așa. Cam așa. Și noi te chirgheam pe acolo tot timpul. Hai la circ. Era nu circ, nu era circ. Era el singur. Era prestidigitator. Hai și noi. A făcut rost un leu. Am dat banii, ne-a băgat. Ia, stop, gata, nu mai... Așteptă. O oră dura. Și acolo el făcea
De exemplu, lua o sfoară, era întreagă, o folua așa, o tăia și după aia nu știu cum și după ce o tăia iar era întreagă, dar rămâneai tâmpit. Păi a tăiat-o sub ochii mei, în sfârșit, chestii de-astea. Cu pălărie, ascunde sub pălărie și unul din trucuri care l-a, pe care l-a lăsat la sfârșit, că o fi fost mai special și nici mai țin minte care, cu o bilă care trebuia să o ascund într-un săculeț și nu mai era bilă. Zice, vreți să vă mai arăt o dată? Da, am zis noi. Cum dispărea bila aia? Zice, dar vreți să fac a doua oară pe văzute sau pe nevăzute? Pe văzute adică înseamnă să vedeți trucul. Trucul, da. Pe văzute, am zis noi. Pe asta vroiam, să vedem cum face. Și ne-a arătat că n-am fost noi. Atenți că ținea bila în podul palmii, o ținea aici și zice că a dispărut. Dom'le, am fost atât de dezamăgit că am văzut cum, încât am zis, nu e bine să vezi trucul. Ce lecție e asta, maestre? Păi, dar mi-am luat-o ce singur, în clasa a cincea. Mi-am luat-o singur. Niciodată să nu vrei să se devoaleze. Eu nu strivesc corola de minune a lumii. Am citit mai târziu în Blaga și am zis, uite-mă, din aceeași familie. Că de familie era vorba. Da, de... da, hai să dau și eu o replică la asta. Cu titlul dumneavoastră din 2002... de la teza de doctorat, care se cheamă foarte romantic Actorie sau magie? Fără semnul întrebării. Fără semnul întrebării. Da, fără. Că e o diferență. Actorie sau magie? Pentru mine, magia adevărată e aceea care se petrece între doi oameni. Ori magia între actori și public funcționează, există. Pe mie îmi spuneți, cred că am venit să văd Hauswater la Țigănci, am venit de vreo 4 ori din același considerent pe care îl spuneți și care, pe care l-ați transcris așa, fascinație, da? Mă bucur că spui asta. Cam cât s-a jucat? Vreo 11 ani cu Casa La Închis. Țigănci s-a jucat de timp de 11 ani. Când mă duceam la teatru, că aveam spectacol, începea pregătirea cam de pe la prânz, în sensul că nu făceam nimic, dar intram într-o stare, parcă mă duceam încă o dată la exercițiul de a decorporalizarea, de a decorpora, îmi pierdeam corpul. Că asta era povestea. El intra la Țigănci și când ieșea, trecuseră 100 de ani și în casa lui locuiau alții. De el s-auzise cândva de mult că a dispărut și el era viu. Și vorbea cu oamenii și nu îl recunoștea nimeni. Zicea, sunt eu. Își pierduse identitatea. Deci, mai există un autor care a scris înainte de... Eu am zis că nu sunt intelectual, dar mai citesc, care a scris înainte de Eliade. Se numește Irving Washington. El a scris o carte numită Rip Van Winkle. Rip Van Winkle. Și ăsta e un individ care avea ca descriere faptul că la el în casă nevastă era furioasă, că nu făcea nimic. S-a stricat totul, dar la vecini, dacă îl chemau, se ducea și muncea ca un nebun, fără bani. Ce rețin e tocmai ce ați spus, că muncea pentru alții, exact cum face de fapt actorul despre care ziceți că tot timpul e ahtiat după iluzie. Poate actorul că el se îmbogățește, adevărat, nu dă din sine niciodată pentru alții. Pe el nu-l interesează nici educația maselor, nici bunăstarea poporului, nici nimic. El dă din sine pentru el, din plăcerea lui. Îi place lui să facă asta. Și când tu faci un lucru cu plăcere, place și la alții. El se expune. El e animalul pe care se produc experiențele. Dar lui îi place. Nu face niciodată pentru popor. Sunt convins că mari pictori, mari muzicieni, au muzica în... Mozart, dar ce? Sunt pictori cum era Van Gogh, care n-au vândut nimic. Așa e. În timpul vieții în timpul vieții, el n-a fost forțat sau îndemnat de un motor pecuniar care să-l învețe să facă... Nu, el n-avea... Fără de pricină. Nichita zice asta. Fără de pricină. Eu am văzut pe Mihelescu Brăila, care era cel mai mare actor cu care eu am avut de-a face. Uite, urma să vă întreb asta și mi-ați răspuns singur. De ce era cel mai mare actor? Cu ce v-a fermecat? Când intra în scenă, era ca și cum a intrat în război. Când intri într-un război, nu,
nu cred că sunt oameni care se duc să lupte pe front ca să fie vinși. Așa e. Nu, ei se duc să câștige. Și să trăiască, să vină înapoi victorioși, și nu? Și Brăila era omul care două ore când stătea pe scenă, ale erau ore din viața lui. Nu erau pauză de viață și stai puțin că joc un pic și după aia mă întorc și bem în continuare. Nu era. Brăila, dacă îi spuneai la început de spectacol, am făcut-o odată, era un public deplorabil, la Găiești parcă. Ne-au dus copii de clasa 1-a, 4-a. La o piesă care nu era pentru copii. Și ne-am uitat prin o cortină, zic, băi, ce dracu e, de ce ne-a dus aici? Și am zis, meștere, hai să o dăm mai pe repede înainte, că n-ai pentru cine juca, e o gălăgie în sală, n-ai ce, ne-au adus, o să ne certăm cu directoarea de ce ne-a trimis, dar acum suntem aici, hai să... Gata, domnule, zice, gata. În mijlocul scenei, eu eram cu el și îl văd că intră în stare, intră în transă, era... Și la culise zic din nou, ce faci, meștere? Păi ce faci? Ce ne-am înțeles? Și a zis, bă, eu nu pot ca voi. Voi aveți facultate, voi aveți tehnici, voi știți să îl dați mai ușure. Eu nu pot, mă, eu dacă intru, mă lupt. Gata. Ce poveste frumoasă. Asta era Brăila. Maestre, eu zic că faceți parte complet din branșa asta, pentru că vă dau un exemplu. Eu m-am întristat acum o vreme când am auzit că veți fi în telenovela asta în care l-ați jucat pe Gigi Dumbravă. Ei, dar exact cum spuneți, pe cuvânt acum, public o mărturisesc, când m-am uitat la rolul ăsta, mi-a plăcut cât Sugurlan, mai de ună zi. Mi-a zis Cojar, răposatul Ion Cojar, mare lunsul profesor, a zis, ce faci, băi frâine, te-ai băgat în telenovele? Zic, ați văzut vreun episod? Nu mă uit, dragă, că nu mă uit la așa ceva. Zic, domnule, să facem o convenție. Vă uitați două seri la rând, că una poate nu. Două seri la rând și după aia discutăm. Bine, bă, pentru tine o fac. Și după vreo două săptămâni mi-a dat telefon și acum am să limit. El vorbea, era bătrân, zicea, m-ai făcut dependent? Păi de ce, domnul? Nu știu, am crezut că e o porcărie, dar... Și am mai dat și interviu și am spus, domnule, nu vă supărați. Pentru mine serialul e serial. Nu știu diferența între telenovelă și serial. Nu fi diferență. Nu e. Eu joc un rol. Și am avantajul că joc un rol pe 160 de episoade. Mă pot extinde, pot să-l dezvolt, pot să-l prezint plenar, ceea ce în două ore dintr-un spectacol nu prea. Așa a și fost? Așa s-a și văzut? Mi s-au spus fel de fel de lucruri bune. Că vine de la firesc, zamfiresc. Eu zic că vine era un vers la facultate. Așa? Era și Colceac la școală, colegul meu, prietenul meu, coleg de clasă. Și zicea, am și stare, am și prag, sunt la clasa lui Colceac. Dar eu am și firescu, fiindcă... Că sunt la zamfirescu. Joc la zamfirescu, da. Ei, ați fost nu doar firesc, ați fost fermecător și tot așa o să o ținem, pentru că eu acum aș duce... Am vorbit de raiuri, v-am provocat și le-am lăsat baltă, dar eu cred că primul rai, mai ales pentru un actor atât de mare cum sunteți dumneavoastră, contează foarte mult tărâmul ăsta al copilăriei, care e primul rai, poate... Și când ați zis doar întreacă-te de Călimănești, iar eu vreau să ne ducem acolo, aveați 16 ani și a venit Costache Antoniu și a zis, pentru că se televiza, nu era jocul ăsta la distanță. N-a venit niciun Costache, m-am dus eu la spectacol și el era în juriu. Aha. Și a zis să-l invităm la anul să dea la IATC, pentru că e foarte bun. Am impresia că el era atunci rector, nu? Că cred că a fost cel mai longeviv. Costache Antoniu... Rector. După Antoniu, eu sunt cel mai longeviv rector. Pe vremea aceea nu se alegea rectorul. Se punea de către partid. Și l-au pus și l-au uitat acolo. Nu știu, că 15 ani, 17 ani... Cam 17, cam 17. Dar l-au uitat acolo atât de mult, încât el ajunsese că secretarele, fetele de aici, făceau buclucuri de-astea. E bine, o hârtie sub nas, eu l-au semnat. Și a doua zi venea unul. Ce-ați făcut, maestre? Ce-am făcut? Păi v-ați semnat demisia? Eu? De ce? Când? Păi ieri v-a pus hârtia fata aia și a zis, unde e? Păi s-a dus la minister. Aulă, dragă, dați-o, chemați-o înapoi, că n-am semnat. Făceau glume cu el.
mă întorc la Călimănești. Așa. La un moment dat, prin anii 90, am găsit o scrisoare a generalului medic Carol Davila, care îi scria lui Napoleon al III-lea, care avea o boală de ficat. Despre, știți? Apele de la, da, Călimănești. Și spunea, o să vină apele de la Călimănești și Căciulata cu poștalionul pentru tine, ca să te faci bine, majestate, că nu sunt altele ca la noi aici. Păi nu-i asta o poveste? Napoleon al III-lea ținea la România, ținea la Cuza, l-a sprijinit, a sprijinit unirea. Ce vreau să-mi spuneți acum e cum în toposul ăsta, că era Ostrovul, mai e? Insulița asta? Ostrovul mai este. Mai e? Micșorat de vreo 4-5 ori, pentru că l-au ridicat în sus ca să reziste creșterii apelor datorate hidrocentralelor. L-au ridicat în sus, Adacaleu n-a avut motiv să o fie ridicată, nu știu, au distrus-o. Ostrovul a avut mănăstirea Ostrov. Schitul lui Nagoe Basarab. Schitul lui Nagoe Basarab, 1521, prima mănăstire de maici din România. Dar când a fost să ridice barajele astea, cineva, probabil, a spus lui Ceaușescu, că e un document istoric mare, important, și a fost prima clădire ridicată 8 metri. S-a săpapă de sub, s-a făcut o platformă betonată, nu știu cum, și ce cricuri au avut, că încet, 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 au ridicat mănăstirea de nou, mai vedeai. Și după aia au început să umple cu pământ, ca să rămână, dar n-au umplut cu pământ tot atât cât era Ostrovul, că era mai mare, mult mai mare. Când s-a făcut retrocedarea după 89, era vorba de retrocedările furturilor comunismului. N-aveam nicio legătură cu Cuza. Că Cuza a secularizat mănăstiri, nu știu, lua pământurile de la greci și de la români. Ostrovul atunci a fost trecută în patrimoniul orașului ca un monument care rămăsese identic. Avea maici, avea călugări, avea tot, era un oraș. Dar dincolo de asta, maestre, avea muntele ăsta sfânt, masivul Cozia era a lui Zamolxis încoace. Știu, era, știu, și acolo era, are muntele... o memorie toposul ăsta al Călimăneștiului, încât eu cred că l-ați dus în artă cu totul. Muntele ați sacru al lui cu... Decebal, după care eu mă consider rudă, nu cu Zamolxie, că e prea departe, nu cu Decebal, ci cu Mircea cel Bătrân. Parcă e bunicul meu. Noi am crescut cu acolo. Cu ctitorul Coziei, hai să spunem, pentru toată lumea. Am crescut acolo, da? Mergând duminica la biserică și uitându-mă la mormântul, după aia citeam în istorie cine a fost Mircea. Dom'le, Mircea cel Bătrân, și eu sunt la poalele, la picioarele lui. Și pentru mine asta înseamnă foarte mult. Mă simt responsabil. Am și început ca recitator cu poezii de-astea. Mirarea mea a fost cum de aprins atât de mult în perioada aceea și nu la publică. Publicul era public. A prins și la conducerea de partid și de stat. Era vorba totuși de construcția unei mănăstiri. Sigur, ei au luat mănăstirea ca pe o țară și construiesc o țară. Ceea ce s-a și întâmplat, că Ceaușescu a scos România din Evul Mediu și a băgat-o în epoca modernă. Orice s-ar spune, cu ce preț a scos-o și ce a făcut reușind acest lucru, el ne-a împins în brațele Europei hapsâne și nenorocite. Că să fugim de el, am fugit de dracu și am dat de tasul. Cam asta am făcut noi. În loc să fi trăit bine noi, că aveam tot ce ne trebuie. Asta e așa o cutie a Pandorei cu Ceaușescu și cu ce a făcut el bine, încât nici nu vreau să o deschid, că sunt plină de mânie. O să o deschidă istoria. O să o deschidă, după, da. Noi, mult după noi, Ceaușescu va avea un loc foarte important în istorie. Și noi probabil vom fi acuzați cum ar fi cei care îl bârfesc pe Țepeș. Adică, Țepeș, stai, domnule, mi-a omorât nevasta, că m-a găsit pe mine cu pantalonii rupți în fund și nevasta mea și-a tras-o în țeapă. Ții, ăla e om. Da, acum Țepeș nu mai e judecat așa. Țepeș e judecat ca un mare erou. Cum nu vii tu, Țepeș, Doamne? Dar ia spuneți, maestre, acum vă dă mâna să fiți detașat și să vorbiți așa. Păi nu pot. De tiranul ăsta împușcat. Păi nu, dar pot. În anii 80 nu cred că ați fi avut aceeași detașare. Păi nu, pentru că eu până am murit Ceaușescu îi țineam discursuri noaptea. Mă bătea, mă chinuiam cum asta, să, da, fac, să arunc manifeste fără să mă prindă, că n-am stofă de erou să mă tortureze pe mine. Dar mă gândeam la baloane cu heliu,
luate de la aragaz și după aia culeg astea cu un cub de gheață pus în frigider și dat drumul și cubul ăla se topește și manifestele se aruncă. Și mă gândeam la tot felul. Îmi cumpărase mașină de scris și ne-au chemat la poliție să batem, să... Aoleu, zic, nu se poate cu mașină de scris. Da, da. Și eu numai am avut tăieturi, această experiență. Numai cu tăieturi din ziare. Numai... Dar vă gândeați că va dispărea din timpul vieții dumneavoastră? Că eu, eu de pildă n-aveam totuși această... Totuși eu eram copil, eram mai tânăr. Dar mă gândeam că dispare biologic, așa ne se spunea, domnule. Când o muri el. Ceea ce mă interesează după etapa Ceaușescu e maniera extraordinară în care v-ați reinventat. Asta vreau să știu cum. Pentru că după linia asta care, pe care a tras-o istoria în 89, am descoperit deodată un Florin Zanfirescu cu peste 100 de piese radiofonice, cu mai mult de 30 de filme de toate genurile, cu joc pe scândură atât de convingător. Hai să spun ceva care nu e un secret, dar e mai intim. Nu m-am făcut actor pentru a deveni vedetă. Asta am intuit. Nu mi-a plăcut niciodată vedetismul. Nu mi-a plăcut niciodată nici măcar să dau autografe pe străzi. Eu m-am făcut actor pentru a îmbrăca cât mai multe costume. Și destine, și de puteam intra, să jur. De a intra în cât mai multe personaje. Socotesc că meseria de actor este cea mai bună în sensul cunoașterii, pentru că medicul studiază corpul tău. Da. Studiază, tu spui că te doare și el te crede sau nu. Dar eu, actor, mă analizez pe mine. Ceea ce niciun medic n-are cum. N-are cum. Actorul de teatru, acest creator de rangul 2, că unul e creatorul, dramaturgul, poate și regizorul, dar unul secund e actorul care cunoaște ceea ce n-avea cum. Niciun critic de teatru nu va putea cunoaște un personaj cum îl cunoaște un actor când se îmbracă în personajul ăla. Un critic stă și zice, a zis acolo așa și acolo așa, înseamnă că... Și atunci, dumneavoastră, după atâtea roluri, că aproape nu pot să le număr, care este ipostaza, destinul, viața pe care ați împrumutat-o de la personaj și va veni cel mai bine? Nu pot să răspund asta, pentru că e ca și când ai zice dintre oameni care îți place mai mult. Păi toți, adică cum? Nu, problema e că acum mă simt mult mai cunoscător. Trec peste, pot să trec mai ușor peste defectele celor din jur. Și acum eu sunt cumva liniștit cu mine și sunt și obosit. Sunt câțiva tineri pe care i-am întrebat și mi-au spus așa. În primul rând, de la profesorul Florin Zanfirescu, am învățat viață. Vă dați seama ce înseamnă asta? Eu știu. Și am lucrat cu studenții din mare dragoste. Pentru mine erau copiii mei. Nu puteam păstra vreun secret al cunoașterii care să-l știu și să nu-l comunic. Eu cu studenții am avut o mare bucurie și am în continuare. Acum sunt în postura de a mă uita la televizor și să-i spun nevestii mei, uite, ăsta mi-a fost student, ăla mi-a fost student. Ah, și ăla mi-a fost student. Toți ăștia mi-au fost student. Adică toți îi cunosc și am o bucurie. Nu le mai scriu lor pe Facebook, bravo, bă, sau... Unii vor să mă duc la premierele lor. M-a sunat o fată de la Timișoara. Dumnezeu, mâine am premieră, nu veni? Păi de ce să fii? Păi mi-ați fost profesor, nu veniți să-mi spuneți? Bă, fata, s-a terminat jocul ăsta, gata. Da, nu, eu cred că jocul ăsta, de fapt, nu se termină niciodată, doar se schimbă. Mai tranzitează așa printr-o grădină la Mogoșoaia, cum faceți acum și cochetați, scrieți pe pagina de socializare, de curând pensionar, ce cochetărie. De ca curând și e cam mult, că de 3 ani. Și ce, mulți înainte? Adică nu-i de curând. Cine crede asta, după tot ce ați mărturisit aici, cu forța actorului? E vreodată avut... fericit un mare actor, știi, maestre? Ce... E fericit vreodată? Păi trebuie să fie. Cum să nu fie? De ce întrebarea să fie? E capcană, firește. În capcană, dar nu cad în capcană asta. Dom'le, stai puțin. Totdeauna am avut nativ calitatea de a lua ce e frumos din jurul meu. Când eram într-o echipă de filmare, îmi plăcea scenariul. Hai să zicem că nu prea îmi plăcea scenariul, dar îmi plăcea când lucrează regizorul. Păi, până la urmă, mai găseam și o parteneră care îmi plăcea. Nu contează ce, contează că mă duceam cu plăcere. Adică găseam partea bună, partea frumoasă a lucrurilor.
asta a fost calitate și un dat. Nu vrei să fii așa, că nu poți. Nu poți să vrei să fii fericit. Nu poți să vrei. Ești sau nu ești. Cauți ce-i frumos așa. Dacă mă duc undeva și am nimerit prost, uite ce frumos e ăla. Și atunci te îmblânzești. Dar aici, la noi, cred că v-au plăcut multe lucruri, sper. Mie mi-au plăcut de când n-am fost aici. De când le vedeam la televizor și vedeam emisiuni minunate, cu oameni minunați. Ați spus ceva foarte profund și am lăsat să treacă. Ați zis așa, camera nu produce fascinație, de acord? Ci cu toate astea și eu și dumneavoastră, dar mai ales dumneavoastră, v-ați dat de atâtea ori pe mâna televiziunii și ați făcut-o cu mare succes. Am fost distribuit. Eu nu am făcut nimic ca să... Nimeni nu distribuie de un om fără talent. Știți asta mai bine ca mine. Și atunci, cum n-ar fi important când un telespectator, un senior mi-a spus, m-am uitat în 81 la Lumini și umbre al lui Blyer și mi-a plăcut la fel de mult cât mi-a plăcut Dumbrava ăsta din telenovelă. Păi asta nu e o reverență. Da. Nu e o reverență. Când omul știe toate aceste trepte, că îl citați pe Stanislavski și ziceți, actorul nu poate să sară, el trebuie să meargă treaptă cu treaptă. Chiar și instinctual, ăștia geniali merg, nu sar, ei trebuie să pășească. Uite, dau un exemplu de actriță care a sărit. Așa. Anda Onesa a fost luat întâmplător într-un film septembrie, făcut cu Geo Costiniu de Timi Ursu. Și a fost mare succes. A participat filmul la Carlo Vivari și a mai participat un film în care era Gina Patrichi. Și Anda Onesa a luat marele premiu. Adică Gina Patrichi era aici. Și Anda, care e o fată minunată, n-are nicio vină, a fost păcălită de premiu. Și a zis, dom'le, cea mai mare actriță româncă, ce să mai vorbim? A mai făcut ea vreo două filme, din ce în ce mai așa, și s-a dus. Ea trăiește pe la New York, nu știu unde, e o fată, m-am întâlnit cu ea, și e o fată bună, am bătrânit și ea ca noi toți. Na, suntem prieteni. Dar ea a sărit fuștii. Ea s-a dus, au trimis-o în capul treptelor. Și acolo a strălucit ca un meteor, puțin, numai că ea nu știa șmecheria, că vezi că va fi puțin. Că atunci, că ea s-a purtat ca și când va fi veșnic. Și toată lumea zice, da, să te vedem acum. Și au văzut-o, ce să mai... Asta înseamnă cu o sintagma dumneavoastră pe care ați preluat-o și ați pus-o pe pagină ieri alaltăieri, când zice să nu trăim, asta e grăsimea leneșă din noi, pe care crește tocmai pentru că ne place cultul ăsta al stupidității. Păi Ceaușescu însuși a fost păcălit de laudele politrucilor care îl făceau geniu Carpaților și el făcea cu mâna așa și că se făcea un bulevard. Și zice, păi, Leanu, tu vezi cine sunt eu? Uite, fii atent, pac, ai văzut bulevardul? Cum să nu crezi? Te tâmpești. Da, asta e o smintală cumplită. Mulți, de la Nero începând, după aia toți teroriștii secolului 20 și Mao, Ceaușescu în dulce copil, Stalin, Hitler, toți, sau Hitler era un pictor ratat, până Viena murea de foame. Și încet, încet, când a venit păcarul de flăcări în Viena, Anschlussul ăla când a... Da, i-a trecut de urechi. El a uitat. Gloria asta, omul uită, omul... Dom'le, cum zice, nu-i da omului câte își dorește, că poți să-l faci nebun. Deci, și eu m-am ferit de câștia, nu m-am făcut actor pentru succese, ci din curiozitate și... Mărturisesc, dacă voi mai trăi, abia aștept să nu mă mai cunoască lumea pe stradă. Că mă cunoaște. N-aveți această șansă, maestre. Acum, când veneam încoace... Nu cred că aveți această șansă. O doamnă mergea pe bicicletă pe lângă mine. Așa. Și s-a dus. Și după aia s-a oprit. Și a venit înapoi cu bicicleta de mine și a zis, Domnul Zanfiescu, m-am întors ca să vă spun cât de mult vă admir, cât de mult vă iubesc, cât, doamnă, sunt căsătorit. Păi, draga de ea, poate vă
Vă va fi văzut în Sugurlan, păi da, nu, în Moromeții 2. Mi-a spus, nu era o admiratoare de asta, de duzi. Glumesc, firește, maestre. Era dar o doamnă care avea o editură. Atâtea daruri vi s-au dat, dar dorința asta nu vi se va împlini să nu vă mai cunoască lumea? Nu trece, cred. Trece, că... Nu cred. Indiferent cât calonfir veți spune și castraveți și ridichii de lună la Mogoșoaia, da, am văzut cum vă lăudați cu ele, da, și am spus așa ca dumneavoastră, o să treacă asta. E doar o parte a raiului, dar o să treacă. Nu, ceea ce rămâne mai și dacă mă satisface pe deplin, sunt cei doi copii ai mei. Pentru că sunt mulți actori care au urmași. Dar ei sunt actori adevărați și m-am gândit adesea nu la i-am ei ajutat doi. Cu nimic. Da. M-am gândit și la Vlad și la Ștefana. Se vede că nu i-ați ajutat pentru că sunt altfel de zamfirești. Până și sora dumneavoastră pe care am cunoscut-o pe când era manager la Teatru Toma Caragiu la Ploiești, și ea e o altfel de actriță, da, o altfel de Zanfirescu, din Raluca acum și-a descoperit talentul, a scris, scrie deocamdată, adună materiale, dar a scris pe Facebook. Demențiale, n-ai citit nimic? Nu, o să citesc. Caută, acum că m-ați stârnit. Este cutremurător ce scrie, exact. Prin simplitate, prin profunzime și prin onestitate. Raluca, de unde? Le-am trăit împreună poveștile care le spunea, că le știu și eu. Dar ea le-a văzut. Doamne, zic, dar ce cu tine? Raluca va scoate o carte la un moment dat, poate mai multe, dar... Abia aștept să o citesc și fiindcă suntem la scris, totdeauna la sfârșitul micului dejun fac câte o recomandare de lectură pentru prietenii noștri și am ales aici, uitați-vă ce minune, de ediție integrală Nichita Stănescu. Asta, păi nu e o frumusețe? Asta acum văd primul păi e proaspătă, am răsfoit-o și am mirosit-o că e ca o comoară, da, deschisă și știți că voiam să vă rog și poate nu mă veți refuza să citiți de aici două, trei versuri. Dar luăm la întâmplare, pentru că Nichita... La întâmplare. Orice și cât veți căuta, am să mai spun atât, ca a doua recomandare de lectură, e minunatul Rainer Maria Rilke cu Jurnal, care vă va bucura, dragi prieteni, abia a apărut la editura Ideea Europeană și... Toată această toamnă va fi revelația dumneavoastră. Vă ascult acum cu ce ați ales, maestre. N-am ales, uite acum aleg. Alegeți, pentru că finalul va aparține la mic dejun și vă mulțumesc. Vă pun mulțumirile înainte de poezie ca să ne bucurăm împreună de ceea ce veți citi. Am avut o discuție cu o personalitate românească foarte mare care l-a perceput greșit pe Nichita. El trăia atunci în străinătate, a venit în România, nu știu, acum nu mai e. Și a zis, măi, Nichita, eu eram prieten de casă cu Nichita și zic, Nichita, nu știu ce. Zice, da, ce a trebuit lui să... Nu folosesc cuvintele lui, acest mai om, bine nu. Ce, să fac atâta, să mănânce rahat, nu știu cum. De unde a făcut asta? Păi nu a lăudat atâta partidul și guvernul. Zic, ați citit dumneavoastră vreo poezie? Da, am citit. Despre țară, despre țară. Întristătoare senzație. Țara e, țara e una, domnule. Și vă pun mărturie că mie mi-a spus asta. Zic, mai citiți, domnule, prin Nichita. Nu se poate să spuneți așa ceva. Uite că am spus asta pentru că am citit aici Vederea țării. Sufletele noastre sunt spițe lungi la roata ta, mișcătorule pământ către stea. Păsările în zbor vestesc zborul ce va fi. Un pământ ceresc cu aripi verzui. Trupul nostru, cel neconstelat, va fi încotro anii lungi se zbat. Și ne vor fi oase stelele frumoase și ne va fi piele lumina din stele. Dacă m-ai tentat, nu o găsesc aici, dă o știpă din mulțumesc afară. Mulțumesc și ne va fi piele, lumina din stele, să dea Dumnezeu, da, să ne revedem. Da, da, m-ai tentat, lasă-mă să mai spun o poezie de Nichita. Da, care a una fără carte, din minte. Da, care a scris-o, a dictat-o, că Dora a notat, la mine în casă. Și care e poezia așa mai subversivă, nu știu cum de s-a publicat atunci. Nu știu cum s-a publicat. Se făceau că nu văd pe unii. Erau de bună credință. Sau poate nu înțelegeau. N-are cum.
Ascultați-o. Eram vrăjit și nici nu mai mișcam. Toți vulturii stăteau înțepeniți în aer, iar soarele spărsese cerul cu sunet de lumină și cu vaier. Pe jumătate doar din ea copilul îl născuse, ea două capete avea. Timpul încremenise bătut în palma ta, Iisuse. O, Eli, Eli, lama sabachthani, mi se îngroșase râul ca o jugulară peste gât pe câmpul ăsta nearat, urât. Și caii se evaporau ușor, deasupra nu era vreun nor. Mă înzeiam, mă înzeiam, nu mai muream, nu mai muream. Iar țara mea era un geam prin care nimeni nu privea. Stam, rege sfânt de piatră și de stea, ținând oprit cuvântul în gura mea necântător. Nu vreau să adaug nimic decât vă mulțumesc.